Sunt Gheorghe Șova, pasionat de muzică populară și instrumente muzicale vechi. Am pornit în căutare de oameni la fel de pasionați ca mine. Așa am ajuns la Călăraș, unde am o întâlnire cu unul dintre cei pentru care dragostea de muzică e o pasiune. Bună ziua! Bună ziua! Gheorghe Șova, sunt din Pălești. Dumitru Sărețeanu din Călăraș. Văd că v-ați adunat să cântați la izvorul. Ne-am adunat de aici, la izvor, cu apă rece. Izvorul e făcut în cinstea ciobănașilor noștri, orchestrii ciobănași. Văd că ați adunat un întreg arsenal de instrumente muzicale. Cântați la toate? Sigur, la toate cânt. Văd aici și un caval, da, da. De când îl aveți, de când cântați? Cu folclorul de copilărie, de acum s-a obișnuit, de pe la anunțurile din sat, de pe la joc din sat și așa mai departe, și de pe la radio care le mai ascultam, și e intrat în sânge, dar în primul rând instrumentele populare le-am descoperit mai încoace. Ne-am cumpărat un caval, un fluier și un nai. Ne-am cumpărat de la domnul Iorga și am început a mă ocupa asta, Și undeva peste vreo jumătate de ani de acum eu cântam la instrumentele astea. Are un sunet mai grav decât fluierul. Are și iese astea niște melodii foarte frumoase, mai ales doinile iese din cavalul frumos astea. Și cavalul, să înțeleg, că a fost confecționat... Cavalul e de mine fiind confecționat. Din ce lemn? Din astea frase. Din frase. Thank you.
Văd că la noi, la moldoveni, și lutul cântă, este o ocarină. Ne cântați la ocarină? O ocarină. Cântă și lutul. Da, cântă și lutul și cântă bine. Văd o cutiuță. Ce păstrați în cutiuța asta așa tainic? Aici drâmba e. La drâmbă este o lecuță stricată. Ea este, dar să încerc să vedem. Dar nu știu dacă se aude. E bate în metal, bate este. Văd alături de mine un instrument care nu este la nostru, dar este un obiect și un instrument care face veselie la petrecerile românilor. Da. Puteți să ne cântați? Da, sigur. Armonică germană. Poftim și la dânsă. Eu mă bucur că am avut ocazia să ne întâlnim, să ne cântați, să ne readuceți la timpul de cândva, când aceste instrumente făceau parte din tezaurul nostru, dar eu trebuie să mă retrag pentru că urmează să merg departe, 100 de kilometri, totuși nu este glumă. Bine, mulțumesc! Vă mulțumesc! Ne mai vedem! La revedere!